În ziua de astăzi, tinerii nu mai găsesc același apetit pentru lectură. Mâine, 23 aprilie, este Ziua Mondială a Cărților. Astfel, Biblioteca IG Sbiera a încercat să organizeze un eveniment care să-i atragă pe tineri spre lectură. Dezvoltarea exponențială a internetului, începută în anii 90, a dat naștere unei teme de reflexie în legătură cu destinul cărții tradiționale. Astăzi, după mai bine de 20 de ani de experiență web, reflexia încă nu s-a încheiat și există două curente de gândire. Unii cred că ameliorarea tehnologiilor numerice va face ca în cele din urmă să dispară, așa cum, de exemplu, s-a întâmplat cu sulurile de papirusuri înlocuite cu codexuri. Cărțile vor deveni documente numerice ușor de stocat, cu sutele și de citit pe ecranul ordinatorului sau pe tablete, și nimeni nu va mai avea nevoie de biblioteci. De ziua internațională a cărților, Biblioteca Ighespiera Suceava organizează mai multe evenimente pentru a atrage tinerii spre lectură. Mâine, 23 aprilie, în Biblioteca Bucovine Ighespiera Suceava, ca de altfel foarte, foarte multe biblioteci din întreaga țară, fie că este vorba de biblioteci publice sau biblioteci din sistemul de învățământ, uh, marchează, practic, ceea ce înseamnă Ziua Mondială a Cărții și a Dreptului de Autor și, mai ales pentru noi românii, Ziua Bibliotecarului din România. Cu acest prilej vom avea organizat un colocviu, o modalități de promovare a lecturii în bibliotecile publice, colocviu la care sunt invitați toți bibliotecarii din bibliotecile publice din județ, fie că este vorba de bibliotecari din bibliotecile comunale, sau din bibliotecile municipale și orășenești și avem și invitați de la Universitatea Suceveană. Vor fi anumite prezentări în care atât din partea unor colegi din Biblioteca Județeană, cât și din partea uh, universitarilor, cât și din partea unor colegi bibliotecari din bibliotecile din județ, tocmai pentru a se pune în valoare ceea ce înseamnă profesia de bibliotecar și ceea ce înseamnă lectura și modalitățile de promovare a acesteia în spațiul bibliotecilor publice. În felul acesta ne propunem noi ca, știu eu, să să dăm un imbolt pentru lectura în mediul sucevean și să și aducem în atenția publicului, în același timp, profesia de bibliotecar și biblioteca publică ca și instituție. Există atât avantaje cât și dezavantaje pentru ambele surse de informare. Cartea este un instrument de care utilizatorii se pot ajuta să se informeze, să se pregătească pentru diferite domenii de specialitate sau pur și simplu pentru viață. Ea nu înseamnă foaia de hârtie pe care a fost publicată, ci conținutul, informația. Pentru că cititorul știe că ceea ce dă identitate cărții este experiența intimă a lecturii, universul pe care îl deschide acest zvor de cunoștințe și nu neapărat aspectul ei, obiectul fizic. Același conținut poate fi publicat atât pe hârtie cât și în format electronic. Mediul electronic a adus cartea într-o altă înfățișare: cărțile electronice, e-books sau audiobooks. Deși unii consideră că cititul la calculator îl va înlocui pe cel tradițional, se crede că acestea vor coexista mereu. Pe internet avem acces la foarte multe site-uri cu cărți în format electronic, informații cât cuprinde în timp util și cum acesta a devenit extrem de prețios, unii dintre noi apelează la audiobooks. Deși majoritatea are acces la internet, această modalitate nu este cea mai bună cale de a te documenta temeinic. Soluția este o, știu, o asociere între ceea ce înseamnă calculator, de care nu putem face abstracție, și lectură și carte în format tradițional. De, de, în momentul în care tinerii vor înțelege că acest calculator, tabletă, oricum, echipament IT modern este doar un instrument de lucru uh, și că informația exactă uh, se regăsește doar în documentul inițial, și anume cartea sau revista știu, eu, periodic ziar și așa mai departe. În momentul respectiv cred că se va ajunge la un echilibru între, între electronică, ele, știu eu, echipamente electronice, IT și ceea ce înseamnă cartea, revista în format uh, tradițional. De abia după ce ai o cultură, după ce ai răsfoit un număr consistent de cărți, atunci poți apela la internet ca la o metodă de căutare rapidă a unor informații suplimentare. Cu toate acestea, mouse-ul nu va putea înlocui vreodată foșnetul hârtiei îngălbenite, iar literele nu vor avea mirosul cernelei proaspete și cum abia se mai citesc cărțile pe hârtie când să se mai găsească timp pentru a le citi pe cele în format electronic care pot fi citite numai în fața computerului. O carte rămâne totuși o prezență concretă pentru mai multe simțe Vrem să pipăim, să mirosim, să simțim pagina și să facem însemnări pe marginea ei. Nu dorim să stăm înțepeniți pe scaunul de la birou și să ne stricăm vederea pentru că este obositor și chiar periculos să stăm atâtea ore în fața monitorului Ci să ne simțim cât mai confortabil pe fotoliu, canapea, pe o bancă în parc, chiar și în mijloacele de transport și să ne confundăm în lectură. Depinde de cum preferă fiecare să citească o carte. Unii o răsfoiesc mai întâi și apoi o citesc în detaliu, alții preferă să asculte la căști. Cultura costă, cărțile sunt scumpe și nu toți au posibilitatea de a-și face o bibliotecă personală, spre exemplu, apelând astfel la un alt mijloc de obținere a informațiilor la care probabil au acces, internetul.